Consumul de dulciuri compensează de multe ori amărăciunea traiului zilnic. Românii își mai îndulcesc viața cu câte o tabletă de ciocolată. Consumată după masă sau chiar în prima parte a zilei pentru o doză de energie, ciocolata este în topul preferințelor, atât în rândul copiilor, cât și al adulților. Locuitorii din Cernavodă sunt și ei fani declarației tabletelor cu lapte, stafide, alune sau oricare alte umplături. Nici măcar zvonul că ciocolata se va scumpi în scurt timp nu-i determină pe cernavodeni să renunțe la dulcele preferat. Mai mâncați câte ceva dulce așa din când în când? Bă, ce știu, încerc să mănânc. De ce să nu? De poftă până la urmă ei. Ciocolata vă place? Aoleu, mai ceva ca la amici. Deci îmi place. Care aveți o preferință? Cu lapte, cu alune, cu stafide? Cu stafide mai mult, aia e cea mai bună, da. Asta se mănâncă, se consumă. Mănâncă și mai ales copiii mănâncă foarte multă ciocolată. Și copiii și dumneavoastră mănâncă. Și noi și ei și soțul toți mâncăm ciocolată și mai fac și de casă, depinde de buget. Cum avem bugetul. Sunteți fani, chiar dacă o să se scumpească, mai luați așa una câte pe săptămână. Una mai merge, câte una pe săptămână mai merge, mai cumpărăm. Este un dulce energetic, au nevoie copiii, dar într-o anumită limită. Copiii spun că nu pot sta nici măcar o zi fără ciocolată și că indiferent care va fi prețul acesteia, își vor ruga părinții să le cumpere. De ciocolata e un dulce preferat de tine? Da, îmi place. Și, de exemplu, dacă s-ar scumpi, ce ai face? Ai mai mânca la fel de multă ciocolată sau mai puțină? La fel. Deci, indiferent de preț, rămâi fan ciocolată. Da. Mănânc, e aproape zilnic. Conform statisticilor, vremea rea din țările producătoare de cacao va duce la o scumpire a ciocolatei și a produselor de ciocolată la nivel global. Creșterea de prețuri la nivelul ingredientelor se va transmite mai mult ca sigur către consumatorul final. Cacao a ajuns la prețul maxim din ultimii 4 ani, cu o creștere de până la 70% doar în ultimele 12 luni.